Bună dimineața tuturor, bună dimineața dragi prieteni, bine ați venit la Europe Cafe, primul centru de informare al Uniunii Europene în Chișinău și bine ați venit la prezentarea noului raport alternativ, 6 ani de implementare a Acordului de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova. Precum vedeți, evenimentul de astăzi este primul găzduit de acest spațiu minunat, care a fost inaugurat recent și al cărui scop este ca cetățenii Republicii Moldova să aibă un acces și mai mare la informația despre Uniunea Europeană și valorile ei, despre cultura și statele membre ale Uniunii Europene, dar și despre cooperarea cu Republica Moldova și asistența pe care UE o oferă țării noastre. Tocmai despre aceasta vom discuta în următoarea oră și jumătate cu invitații noștri, Daniela Cujbă, secretar general în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, Iuliana Drăgălin, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, Excelența sa Peter Mihalco, ambasadorul Uniunii Europene în țara noastră, Adrian Lupușor, director executiv expert grup, facilitator în cadrul Platformei Naționale a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic, Santa Sandu, reprezentanta a Fundației Konrad Adenauer și, bineînțeles, echipa Institutului pentru Politici și Reforme Europene, în frunte cu directorul executiv al acestuia, Iulian Groza. Țin să menționez că evenimentul este organizat în parteneriat cu Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic și cu susținerea Fundației Konrad Adenauer în Republica Moldova. Discuțiile vor avea loc online cu ajutorul și prin intermediul platformei Zoom și cu transmisiunea live pe pagina privesc.eu și pe pagina de Facebook sau pe paginile de Facebook ale IPRE și ale Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Iar înainte de a oferi cuvânt participanților, vreau să felicit echipa IPRE pentru acest nou al 6-lea raport și efort pe care îl fac de mai mulți ani, de fapt din momentul în care acordul de asociere a început să fie implementat în Republica Moldova. Este un efort în numele unui interes comun al instituțiilor și al cetățenilor Republicii Moldova, cel de a avea o bună implementare a acordului de asociere. Îi felicit pentru această privire alternativă asupra acordului, asupra felului în care este implementat acordul și pentru recomandările pe care le fac de fiecare dată și le vom vedea spre final. Iar acum vreau să invit pe oaspeții noștri să spună ce înseamnă pentru ei acordul de asociere, 6 ani de acord de asociere, instituțiile pe care le reprezintă și Republica Moldova în general. Vom începe cu doamna Daniela Cujbă. Vă rog, Daniela. Vă mulțumesc. Mulțumesc IPRE pentru invitarea Ministerului de Externe să participe la acest eveniment de prezentare a unui raport important privind implementarea acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, care devine, iată, de ani de zile, un element tradițional al activității societății civile în țara noastră. Cunoaștem, iată, și cu, împreună cu Iuliana, din propria experiență, cât de complex este un asemenea exercițiu de elaborare a unui raport care se referă la întreg acordul de asociere, a unui raport cuprinzător. Și rapoartele pregătite de IPRE au reușit din acest punct să devină de-a lungul anului un aspect sau un moment, un punct de referință pentru și o expresie pentru instituții, dar și o expresie clară a implicării societății civile și a centrelor de analiză din Republica Moldova pe dimensiunea integrării europene, care este apreciată de către toți cei interesați de acest domeniu. Incontestabil, cooperarea cu societatea civilă este o parte importantă și integrantă a implementării acordului de asociere și în acest context, rapoartele de evaluare a implementării acordului, de monitorizare a evoluțiilor în acest sens, care au fost de întotdeauna încurajate și salutate
de către autorități, reflectă într-adevăr, inclusiv deoarece pornesc și de la metodologii diferite, de la unghiuri de vedere diferite, noi abordări, perspective diferite, atât asupra acțiunilor care sunt realizate, dar și asupra celora care necesită mai multe eforturi sau care întâmpină anumite dificultăți de realizare sau de implementare și, bineînțeles, constituie un important punct de vedere de alternativă, care nu este doar unul de alternativă, dar și unul complementar analizelor, rapoartelor prezentate de autorități, dar și de instituțiile Uniunii Europene care și-au și ele propriul exercițiu de monitorizare. Credem că structura acestui raport, care iată o are, cred că 2 ani deja, și anume compartimentarea în segmente distincte, care sunt progrese, constrângeri și priorități, facilitează lectura, facilitează înțelegerea informației, ca de altfel și alegerea de a se referi nu doar la elemente distincte în implementarea acordului de asociere, dar și la contextul mai larg al relației de cooperare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Abordare care de altfel este și firească, având în vedere complexitatea dialogului nostru cu Uniunea Europeană și complexitatea acordului de asociere. În același timp, mecanismul de monitorizare a implementării acordului de asociere și de cooperare în acest sens cu Uniunea Europeană, prevăzut de acordul de asociere, își continuă activitățile. Impactul pandemiei îl simțim cu toții, dar datorită utilizării mijloacelor digitale, a reuniunilor online, reușim să nu deviem foarte mult de la agenda inițial stabilită, astfel încât reuniunile subcomitetelor, comitetelor, clusterelor se desfășoară conform planului stabilit și credem că vom reuși să organizăm până la finele anului, conform înțelegerilor anterioare, toate aceste reuniuni, care sunt importante, deoarece în contextul acestora evaluăm implementarea acordului de asociere, stabilim priorități și identificăm dificultăți de implementare. Ori toate constatările din cadrul acestor reuniuni care au avut loc și unele care urmează, cred că colega mea Iuliana Drăgălin se va referi la unele dintre ele importante care urmează să aibă loc în această lună, și împreună cu recomandările și prioritățile identificate de acest raport care este prezentat astăzi, ne va ajuta să constituim, să definitivăm un document important pentru relația noastră cu Uniunea Europeană, care va fi noua agendă de asociere pentru următoarea perioadă de timp și care va stabili prioritățile pe termen scurt, mediu, în relația noastră cu Uniunea Europeană, în baza acordului de asociere, bineînțeles. Și ei va constitui o parte integrantă a viitorului plan de acțiuni privind implementarea acordului de asociere, pe care tradițional îl vom discuta împreună și cu societatea civilă în momentul în care va ajunge la etapa unui prim proiect, ocazie care ne va oferi din nou posibilitatea să discutăm împreună și cu autorii acestui raport, dar și cu ceilalți reprezentanți ai societății civile, care sunt prioritățile și care sunt direcțiile cele mai importante care trebuie să structureze în următorii ani cooperarea noastră cu Uniunea Europeană. În acest context, nu pot decât să salut încă o dată această inițiativă a societății civile și în mod special a IPRE de a coagula eforturile și interesul mai multor componente ale centrelor de analiză și a societății civile în analiza implementării acordului de asociere. În cele din urmă, dar nu în ultimul rând, deoarece sunt și pentru prima dată în această, într-adevăr, minunată locație, așa cum a menționat Sorina, nu pot decât să-mi exprim aprecierea pentru eforturile depuse în acest sens de delegația Uniunii Europene și să-mi exprim convingerea că acest centru va deveni o destinație inconturnabilă pentru toți cei care sunt interesați de dimensiunea integrării europene, dar și cei care vor să cunoască mai mult despre procesul de integrare europeană și tot ce presupune acest parcurs, care este un complex, dar minunat prin efectele și rezultatele pe care le produce. Vă mulțumesc! Mulțumim!
Mulțumim, Daniela. Noi toți sperăm că într-un viitor nu foarte depărtat vom fi mult mai multă lume aici, dar iată că astăzi demonstrăm că putem vorbi despre lucruri importante și online. Și printre aceste lucruri importante se află componenta economică a acordului de asociere și rog pe doamna Iuliana Drăgălin să ne vorbească despre cum văd ei acest raport din perspectiva ministerului pe care îl reprezintă. Vă rog. Da, mulțumesc foarte mult. Deci, excelență, domnule ambasador Peter Mihalcă, dragă colegă secretar de stat, onorată asistență, doamnelor și domnilor, vreau să aduc și eu mulțumirile din partea personală și din partea Ministerului Economiei și Infrastructurii domnului Groza și echipei din cadrul Institutului pentru Politici de Reforme Europene pentru efortul depus în coagularea și elaborarea celui șaselea raport, ce evidențiază toate progresele, precum și restanțele, prioritățile legate de implementarea celui mai ambițios acord, aș spune eu, semnat de Republica Moldova, fiind o publicație foarte utilă pentru toate părțile interesate. Deci, în toți acești 6 ani, progresele înregistrate ne permit să evaluăm impactul real și un impact, aș spune, pozitiv pe care îl are acordul de asociere asupra cetățenilor, asupra comunităților, asupra business-ului din întreaga țară, iar acordul DCFTA continuă să reprezinte un factor important în determinarea configurații comerțului exterior al Republicii Moldova. Și așa cum a menționat și colega, toate acțiunile, activitățile planificate și care au devenit deja niște acțiuni stabilite de an cu an pentru Ministerul Economiei este și configurația în Comitetul în Configurația Comerțului, care și anul ăsta va avea loc, trebuia să aibă loc în Bruxelles, dar cu părere de rău, deci pandemia COVID ne face să ne revizuim toate deci deplasările planificate, chiar și așa, noi să încercăm cu personal, 2-3 persoane, să ajungem la partenerii noștri, depinde doar de deja de condițiile care de transport, cum ne vom, de logistic, mai bine zis, cum vom putea ajunge. Dar toate activitățile sau evenimentele planificate care au fost vor avea loc în termenii stabiliți. În același timp, suntem conștienți și de provocările și restanțele existente, dar care vor putea fi depășite iarăși doar în echipă, cu implicarea conștientă a și asidua a tuturor colegilor și a tuturor instituțiilor implicate sau antrenate în acest proces. Pandemia COVID afectează în continuare toată lumea, deci statele Uniunii, membrii ale Uniunii Europene sunt ferme în parcursul lor comun, deci pentru a diminua acest impact. Republica Moldova nu este o excepție la acest capitol și măsurile care sunt planificate de Ministerul Economiei și de alte instituții, deci la moment sunt orientate targetat către menținerea și redresarea business-ului. Astfel, în calitate de coordonator de SFTA, Ministerul Economiei și Infrastructurii își va fortifica eforturile pentru implementarea angajamentelor la nivel legislativ prin alinierea la normele europene, în special ceea ce ține de accesul mărfurilor, piața externă, eliminarea barierilor tehnice în calea comerțului, îmbunătățirea sistemului sanitar și fitosanitar, simplificarea procedurilor vamale, precum și dezvoltarea IMM-urilor și altele. La nivel de implementare a DCFTA și a acordului de asociere, dialogul Republicii Moldova cu Uniunea Europeană continuă după desfășoare și parteneriatul nostru Republica Moldova-Uniunea Europeană fiind focusat spre consolidarea unui dialog strategic privind
atât cooperarea sectorială pe aspecte legate de comerț dintre Republica și Moldova, cât și realizarea acțiunilor prioritare. Acestea fiind spuse, încă o dată țin să mulțumesc colegilor de la Institutul de Politici și Reforme pentru oportunitatea de a primi o evaluare obiectivă asupra implementării acordului de asociere și suntem siguri că toate recomandările vor fi luate în considerare pentru a îmbunătăți și a performa toate rezultatele scontate sau rezultatele care le așteptăm. Și încă o dată mulțumesc celor care ne urmăresc pentru interes și implicare. Mulțumesc! Vreau să-l rog pe domnul ambasador al Uniunii Europene, domnul Peter Mihalko, să ne spună cum vede dumnealui cel de-al șaselea an al acordului de asociere. Vă rog, domnul ambasador. Mulțumesc mult, stimați prieteni, stimată doamnă secretar de stat de la Ministerul de Externe și Integrare Europene, stimată doamnă secretar de stat de la Ministerul Economiei și Infrastructurii, dragi prieten, aici, în panel, sunt onorat să fiu împreună cu voi aici prezent la acest eveniment și prezentarea raportului alternativ care ține de acordul de asociere care este baza relațiilor noastre între Uniunea Europeană și Republica Moldova. Vreau să mulțumesc Institutul pentru Politici și Reforme Europene și altor organizatori și să spun că mă bucur foarte mult că acest eveniment este primul eveniment care are loc în Europe Cafe, care am deschis ca un nou punct de întâlniri europene și informare europeană aici în Chișinău și în Republica Moldova. Pentru mine este în același timp important că suntem aici pentru a discuta despre acest raport care este rezultatul activității societății civile din Republica Moldova ca partenerul nostru foarte important și partener cheie ceea ce privește implementarea acordului de asociere și monitorizarea implementării lui împreună cu alți parteneri. Precum știți, în cadrul parteneriatului estic Uniunea Europeană și dezvoltă toate trei pilone de cooperare, deci guvernamental, parlamentar, dar și cu societatea civilă. Și în acest sens, activitatea Platformei Naționale Societății Civile și în cadrul acordului de asociere și în cadrul parteneriatului estic este foarte important. Pentru că acordul de asociere este un instrument extraordinar pentru și a dezvolta și cooperare, dar și pentru Republica Moldova să ajunge și să implementeze standarde europene care sunt obiectiv final pentru a ajuta, pentru a aduce cetățenilor Republicii Moldova să și vadă viața cu standarde la nivel la care este în țările europene, în țările Uniunii Europene. Aici vreau să mă refer la faptul că acordul de asociere, chiar în, cred că linia a doua textului preambulei, spune că alegerea europeană și ambiții europene Republicii Moldova sunt recunoscute. În această privință, exact felul în care
sunt îndeplinite prevederile acordului de asociere, este important pentru a îndeplini această alegere, această ambiție europeană, și asta este important pentru toți care sunt interesați și se ocupă cu integrare europeană în Republica Moldova. Permiteți-mi să încep prin a sublinia faptul că Republica Moldova rămâne un partener important al Uniunii Europene în cadrul politicii de vecinătate și al parteneriatului estic. Stabilitatea și securitatea țării sunt strâns legate de stabilitatea și securitatea regiunii și ale Uniunii Europene. Acest lucru este atât mai important în cazul unei pandemii, cum este situația actuală extrem de îngrijătoare din Republica Moldova. Am răspuns pe Uniunea Europeană cu solidaritate și sprijin, nu numai la începutul crizei COVID, dar continuăm acest sprijin acum și punem la dispoziția Republicii Moldova o gamă diversă de posibilități de susținere pentru viitor. Vreau să menționez doar peste 108 milioane de euro de sprijin bilateral și 900 milioane de euro de sprijin prin intermediul instituțiilor financiare, la care se adaugă asistența macrofinanciară de urgență în valoare 100 de milioane de euro. Solidaritatea este un principiu de bază pentru Uniunea Europeană. Mai mult, sprijinul nostru este întotdeauna predictibil, transparent, constant și consistent. Narativele false, furnizate sau ascunderea faptelor în fața cetățenilor moldoveni, inclusiv din partea unor actori politici, încearcă de fapt să ascundă aceste realități. Dar vedem că de la an la an, și cu sprijinul vostru, societatea civilă, mass media independentă, agenți economici, toți care văd și simt că acordul de asociere ajută și le susține, percepția la nivelul populației se îmbunătățește. Desigur, avem în continuare mult de lucru, fiind indubitabil că securitatea spațiului informațional va rămâne o prioritate pentru Uniunea Europeană. Libertatea mass mediei este esențială în Moldova, iar pentru asta, pe lângă asistența de până acum, pregătim acum un proiect de susținere a mass media la nivel local și în regiuni. Și este important să continuăm să comunicăm despre cooperarea noastră, despre ce Uniunea Europeană, împreună cu țările membre Uniunii Europene, ca echipa Europa oferă și cum susțin pe Republica Moldova și oameni care trăiesc în această țară. Acesta este un eveniment anual, astăzi, așa că ne oferă posibilitatea să ne uităm atât la ultimul an, cât și la toată perioada de la semnarea acordului de asociere în 2014. Acum un an, în acest for, vorbeam despre nevoia de a fi mai strategici și mai eficienți. Și despre faptul că pentru asta avem nevoie de stabilitate politică și instituțională, de continuitate în reforme și de administrație puternică. Din păcate pentru noi toți, nu numai că stabilitatea politică a fost mult încercată în acest an, dar pandemia de COVID a supus la test și pe noi, dar mai ales resursele și capacitatea autorităților naționale de răspuns. Cât despre continuitate în reforme, cred că putem vorbi mai degrabă despre stagnare, iar în unele cazuri și de pagină apoi. Și probabil nu e nimic surprinzător dacă mă voi referi la câteva aspecte punctuale. Ceea ce privește reforma justiției, nu numai că nu avem o viziune de reformă îndorsată politic, dar avem modificări succesive ale legislației, fie fără discuții publice, precum legea procuraturii, fie contrar celor recomandate de Comisia de la Veneția, de exemplu, noua componență a Consiliului Suprem al Magistraturii. Am certitudinea
ce cu, puțină voință politică, nu numai că nu am fi avut și mai multă lipsă de încredere în procuratura și puterea judecătorească, dar am fi putut măcar să vedem amendarea Constituției și eliminarea unei posibilități de imixtiune a politicului în justiție. Mai mult vedem reîntoarcerea unor practici vechi, de la promovarea judecătorilor cu integritate îndoielnică, la închiderea ședințelor în unele cazuri de înaltă rezonanță. Și vreau să mă refer specific la așa zisul caz Laundromat. Nu doar că avem o perioadă lungă de inactivitate și nici o informație publică cu privire la stadiul investigării și urmăririi penale, dar când ședințele instanțelor sunt reluate, cel puțin pentru unul dintre cazuri, au loc cu ușile închise la solicitarea procurorilor pentru a nu afecta urmărirea penală din alt caz. Ceea ce privește lupta împotriva corupției și stabilitatea sectorului bancar, este poate cel mai puternic mesaj al Uniunii Europene pe care îl spunem săptămânal, dacă nu zilnic. Moldova încă nu a trecut testul investigării și recuperării pentru fraudă bancară din 2014. Mai mult, am văzut acțiuni îngrijorătoare care pun în pericol independența Băncii Naționale a Republicii Moldova și stabilitatea sectorului bancar. Este crucial pentru toți partenerii internaționali ca progresele făcute din ultimii ani de asanarea sectorului bancar și de atragerea investitorilor străini, inclusiv europeni, să fie protejate și întărite. Dar cel mai important este pentru cetățenii Republicii Moldova, care trebuie să-și aibă încredere în stabilitatea economiei, inclusiv sistemului bancar și financiar. Democrație, drepturile omului și libertatea presei. Aici am deplâns de nenumărate ori că nu a existat voință politică pentru a crea un cadru mai puternic și mai favorabil pentru alegeri credibile și inclusive, pentru protecția drepturilor omului și pentru libertatea presei. Din 2016, cel puțin, cerem o revizuire cuprinzătoare a codului electoral și observăm că autoritățile s-au împotmolit pe ultima sută de metri, când un mic impuls politic ar fi fost suficient ca să nu discutăm aceleași chestiuni din nou și din nou. Din 2018, cerem adoptarea legilor pregătite pe o platformă parlamentară pentru mass media, cu referire la acces la informații, publicitate, stimulente fiscale. Iar în domeniul drepturilor omului, toate strategiile și planurile de acțiune pălesc în fața impunității în unele cazuri de rezonanță, cum ar fi expulzarea profesorilor turci sau cazul Brăguță. Dar scopul evenimentul de astăzi nu este doar de a ne uita în trecutul apropiat sau la modul în care aceleași chestiuni revin constant în atenția noastră și a publicului. Evenimentul de astăzi ne cere să schimbăm puțin perspectiva. Și atunci găsim și motive de optimism. Iar aici avem destule, cel puțin pentru Uniunea Europeană și asistența noastră pentru Republica Moldova. Asistența și sprijinul Uniunii Europene au oferit beneficii tangibile cetățenilor moldoveni în ultimii 6 ani de implementare acordului de asociere, cu peste 1000 de proiecte în toate raioanele țării și cu până la 1 miliard de euro, 20 de miliarde de lei, investite în dezvoltarea țării, am contribuit la îmbunătățirea directă a vieții a peste 500.000 de cetățeni și indirect a întregii populații a Republicii Moldova. Uniunea Europeană a demonstrat că suntem aici pentru a crea locuri de muncă, dar și speranță pentru tineri sau întreprinzători. Numai în sectorul întreprinderilor mici și mijlocii am sprijinit păstrarea a 50.000 de locuri de muncă și crearea aproape 15 de noi locuri. Suntem aici pentru a proteja păstrarea statului de drept și valorilor democratice, mai ales când sunt în pericol. Pentru a conecta
rețele noastre de infrastructură rutieră, energetice, piețele și agenții economici, dar mai presus de tot oameni. Cele 2,5 milioane care se bucură de ridicarea vizelor sau peste 2800 de tineri și profesori care au beneficiat de Erasmus Plus în perioada următorilor 4 ani. Și aici nu putem să nu menționăm un obiectiv strategic de interconectare care a fost finalizat în august, gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău. Chiar dacă el încă va fi operațional la potențialul lui maxim. Pentru a da voce și putere celor care sunt diferiți, celor care sunt săraci, care sunt vulnerabili sau nu au acces calitativ la servicii publice, inclusiv de strictă necesitate, apă, energie, canalizare, transport. Și aici vreau să mă refer în special la lucrul nostru cu societatea civilă și autoritățile locale. Vreau să invit pe toți la acest Cafe Europa noastră și online, pe platforma Uniunea Europeană pentru Moldova, pentru detalii ale proiectelor. Vreau să amintesc măcar seria de programe de 13 milioane euro pe care le-am inițiat sub umbrela Uniunea Europeană pentru Moldova Rurală, de la sprijin bugetar la sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii, grupuri de acțiune locală și autorității locale. Și nu în ultimul rând, suntem aici pentru inverzirea Moldovei, vă doriți, pentru dezvoltare care va aduce mai bune șanse pentru toți cei care sunt afectați de seceta, precum agricultura în Republica Moldova, care este așa de importantă pentru așa de mulți oameni și economia țării. Nu mai pot fi ignorate schimbările climatice, că natura și mediul nu pot să ne susțină la nesfârșit, fără să dăm nimic înapoi. Aici, în cadrul proiectelor de asistență, precum Uniunea Europeană pentru Moldova, regiuni cheie, apă curată va fi oferită locuitorilor și vor fi oferite soluții sustenabile pentru alta infrastructură, precum iluminare și așa mai departe. Dar asta va fi și prioritatea noastră în cadrul parteneriatului estic și Republica Moldova poate să folosește milioane și milioane de euro în ajutor pentru proiecte care vor fi pregătite în această privință. Aș dori de asemenea să subliniez faptul că sprijinul Uniunii Europene este în continuare condiționat, în mod strict. Atunci când Republica Moldova realizează reforme vitale, Uniunea Europeană poate oferi asistența financiară și de altă natură. După cum am văzut în ultimii ani, condiționalitatea strictă și inteligentă dă roade pentru a face ca reforme să aducă schimbări semnificative în viața populației. Iar în viitorul apropiat va urma o nouă încercare pentru democrația Republicii Moldova, alegerile prezidențiale. Doresc să repet așteptările noastre pentru alegeri credibile, inclusive și transparente, care respectă standardele democratice. După cum s-a exprimat deja în declarația purtătorului de cuvânt a Uniunii Europene din 30 septembrie, trebuie evitate practicile care contravin standardelor internaționale, astfel cum a fost observate de OSCE, ODIR, în alegerile anterioare, cum ar fi cumpărarea voturilor, utilizarea necorespunzătoare a resurselor de stat și presiunea asupra alegătorilor. Ne așteptam de asemenea că recomandările pendinte ale Comisiei de la Veneția și OSCE, ODIR, inclusiv cele din august, să fie puse în aplicare pe deplin și fără interzieri suplimentare. Vreau să spun că Republica Moldova
are șanse foarte bune cu instrumentul precum acordul de asociere de a se dezvolta, cum s-au dezvoltat alte țări în regiune, cele care au trecut prin această fază pe drumul integrării europene a lor. În țara care eu cunosc cel mai bine, în care provin, în 5 ani după semnarea acordului de asociere, produsul intern brut s-a dublat. Asta a dat și posibilitatea de a crește salariilor, locurilor de muncă, de a atrage investitori. Dar asta este posibil numai dacă reforme corespunzătoare au loc, când justiția nu alungă pe investitori din țară și când oameni se simt egal în fața legii și nu văd necesitate de a-și cauta viitorul altundeva pentru că îl găsesc aici în țară, pentru ei și pentru familiile lor. Este clar că Republica Moldova poate să repete acest drum, poate să dea această perspectivă pozitivă cetățenilor săi. Pentru asta am mare speranță că rapoarte de alternativă și cele alte care sunt pregătite despre realizarea acordului de asociere vor aduce vești care vor confirma că Republica Moldova folosește întreg potențial acordul de asociere și acordul de liber schimb. Mulțumesc încă o dată organizatorilor și vreau să doresc tuturor discuție foarte utilă astăzi despre această temă foarte importantă. Mulțumesc! Domnule ambasador, vă mulțumim și noi. Ne-ați convins încă o dată că astăzi este mai ușor să zicem, să enumerăm câteva locuri sau zone în care Uniunea Europeană nu este prezentă decât pe cele în care este prezentă, pentru că după mine este prezentă și geografic și ca domenii în cam tot ce mișcă și se întâmplă în Republica Moldova și ne bucură acest lucru și ne face să fim puțin mai liniștiți, cel puțin pe mine. Dovezi ale prezenței europene în Republica Moldova, ale asistenței europene în Republica Moldova sunt și în acest Europe Cafe. Probabil că cei care ne urmăresc au observat aceste super fotografii de pe pereți care vorbesc despre câteva, foarte puține dintre proiectele europene în Republica Moldova. Mulțumim și acum vreau să-i ofer cuvântul lui Adrian Lupușor, director executiv expert grup. Bună ziua, mulțumesc, stimați colegi. În primul rând, felicitări IPRE pentru acest raport, care până la urmă confirmă sau denotă rolul important al societății civile de a monitoriza implementarea acestui acord. Este o confirmare faptul că acordul de asociere nu ține doar de responsabilitatea guvernului, dar este responsabilitatea întregii țări. Este rolul societății civile să monitorizeze, este rolul sectorului privat să beneficieze de acest acord, să creeze locuri de muncă și să impulsioneze creșterea economică și evident și a guvernului să implementeze legi standarde. Domnul Mihalcu, excelență, ați menționat de acele cifre și impact real care l-a avut acordul de asociere după 6 ani de implementare. Eu aș vrea să completez un pic și acele cifre cu ceea ce vedem din datele statistice privind comerțul extern, deoarece eu chiar astăzi am consultat cifrele și e impresionant. După 6 ani de implementare, noi vedem foarte clar că exporturile Moldovei în Uniunea Europeană au crescut cu 3,5 miliarde de dolari. În același timp, importurile, și apropo, 3,5 miliarde de dolari, ca să înțelegeți, este 1,6 milioane de dolari pe zi. Deci, practic, în fiecare zi, exportatorii, sectorul privat beneficiază de acordul de asociere, creând locuri de muncă, pentru că fiecare export înseamnă locuri de muncă, salarii și creștere economică.
Și apropo, în contextul pandemiei și în contextul altor crize care au bântuit perioada implementării acordului de asociere, vă amintiți, și criza bancară și secetă, instabilitatea politică, cred că anume acordul de asociere a fost unul din principalii amortizori care a atenuat efectele altor crize asupra economiei Republicii Moldova. Cred că este depreciat acest lucru. Și ca să comparăm, importurile din Uniunea Europeană în această perioadă au crescut cu 1,9 miliarde de dolari. Deci exporturile au crescut cu 3,5 miliarde de dolari, importurile au crescut cu 1,9 miliarde de dolari. Aceasta, pe de o parte, denotă că comerțul nostru cu Uniunea Europeană a devenit mai echilibrat, deci Moldova a devenit mai competitivă pe piața comunitară. Timp este combătut acel mit despre faptul că acordul de asociere trebuia să se ducă la invazia pieței externe cu produse de import care urma să ruineze producătorul autohton și așa mai departe. Vă amintiți acele sperietori? Iată că vedem că în baza cifrelor nu se confirmă acest lucru. Importurile au crescut, dar în proporție mai mică decât exporturile. Și apropo, dacă analizăm ce fel de importuri au crescut, vedem că acestea sunt inputuri industriale. Sunt în mare parte produse sau materie primă care este folosită pentru procesare și ulterior susține exportul. Sunt materie prime în primul rând pentru sectorul automotive, chiar și pentru sectorul agricol, cumva importăm mai multe inputuri care ulterior se utilizează la procesare și ulterior la export. Deci sunt cifre foarte, foarte reale care pur și simplu confirmă foarte clar beneficiile acordului de asociere. Este interesant faptul că principalul beneficiar al acordului este sectorul agroalimentar, adică anume acolo am văzut creșterea cea mai puternică a exporturilor, deoarece pur și simplu până la acordul de asociere existau mai multe bariere tarifare care, iată că semnarea acordului de asociere a avut un impact marginal mult mai puternic față de sectorul industrial care deja era liberalizat. Dar vedem că, în primul rând, pentru că ați întrebat ce înseamnă acordul de asociere, aceasta înseamnă, în primul rând, o sursă. Foarte mulți antreprenori care au reușit să înțeleagă beneficiile acordului de asociere, instrumentele care pot fi utilizate pentru a accesa piața Uniunii Europene, au reușit, la modul practic, să penetreze piața Uniunii Europene, creând locuri de muncă și ulterior creștere economică. Evident că nu putem să vorbim despre progrese fără a recunoaște anumite provocări, anumite probleme care, evident, la fel au rămas relevante. Nu putem până în prezent exporta produse de origine animalieră. Dacă analizăm structura exporturilor, vedem că diversificarea exporturilor pe piața Uniunii Europene a rămas o problemă. Jumătate din exporturile de agroalimentare revin doar trei țări din Uniunea Europeană: România, Marea Britanie și Italia, iar peste jumătate din exporturile de industriale revin doar unei singure țări, este România. Deci, în același timp, și sofisticarea tehnologică a exporturilor rămâne o problemă. Două trimi din exporturile de agroalimentare sunt produse primare, adică nu sunt procesate, ceea ce este o problemă la capitolul creierii de valoare adăugată. Eu aș spune că este mai curând o sursă de oportunități, pentru că aceasta înseamnă că potențialul real al acordului de asociere nu a fost valorificat pe deplin. Și aici cred că ceea ce a menționat domnul ambasador Mihalcu este foarte relevant privind reforma justiției, stat de drept, pentru că până la urmă aceasta depinde în ultima instanță atragerea investițiilor, atât străine cât și locale, care ulterior ar permite să sporim tehnologizarea și nivel de procesare a exporturilor. Pentru mine, acordul de asociere, de fapt, nu se rezumă doar la aceste cifre, ce țin de export, import, balanță comercială.
Dacă sincer, reflectând mai mult asupra acestui acord, pentru mine toată esența acordului se rezumă în primele 3-4 pagini ale acestui acord, care fac referință la filosofia și valorile acordului de asociere, care țin de economie de piață, țin de stat de drept, țin de integrarea comercială, internațională, cerințe de mediu care trebuie respectate, sănătatea umană și securitatea energetică. Până la urmă, aceste principală contribuție al acordului se referă anume la promovarea și implementarea acestor principii, care evident necesită timp. Dar, din păcate, dacă constatăm, după 6 ani de implementare, dacă analizăm poziția Moldovei, de exemplu, în cele mai importante ratinguri internaționale, cum ar fi ratingul percepției corupției sau competitivității globale sau indicele dezvoltării umane, constatăm că indicii Moldovei, comparativ cu alte țări din Europa Centrală și de Est, adică dacă facem o analiză de convergență a Moldovei față de țările Europei Centrale și de Est, Moldova a regresat și acest lucru este alarmant. Chiar dacă am avut unele îmbunătățiri pe doing business, pe alte dimensiuni și chiar au fost îmbunătățiri, unele din ele importante, pe ansamblu și în raport cu cum au progresat vecinii noștri din Europa Centrală și de Est, noi de fapt am rămas în urmă. Noi nu am asigurat acea convergență la aceste valori care sunt menționate în aceste primele pagini din acordul de asociere și aceasta este principala ratare a Republicii Moldova, care evident nu ține de acordul de asociere, aceasta ține de problemele interne de guvernanță. Este important, crucial, rolul societății civile în promovarea acestor principii, în monitorizarea reformelor în aceste domenii. Și aici vreau pe scurt doar să menționez că Platforma Națională a Societății Civile a Parteneriatului Estic la moment practic finalizează etapa de elaborare a unui plan prinzător de advocacy, de politici, un plan de priorități la nivelul fiecărui grup de lucru care vine să operaționalizeze și să structureze mai bine activitatea platformei pe o serie de obiective măsurabile foarte clare, pe o serie de acțiuni foarte clare care vin să promoveze acele valori și acea filozofie acordului de asociere la care am făcut referință. Stimați colegi, pe final este foarte important să ne coalizăm eforturile tuturor elementelor statului Republica Moldova, guvernare, societate civilă, mass media, sector privat, pentru că doar asigurând această conlucrare între toate elementele unui stat, va fi posibilă implementarea acelor principii de bază stabilite în acordul de asociere. Mulțumesc! Adrian, mulțumim și noi foarte mult. Într-adevăr, ideea cu filozofia acordului, pentru mine cel puțin, este una în premieră și poate că ar trebui să privim așa mai în profunzime, pentru că fugăriți de evenimentele curente ale zilei, ne ocupăm de multe, uităm să ne uităm și în lucrurile profunde, strategice, cum zicea domnul ambasador. Acest tur al primei sesiuni îl încheie domnișoara Sanda Sandu, reprezentanta Fundației Konrad Adenauer, cu al cărei sprijin a fost posibil și în acest an elaborarea acestui raport. Te rog, Sanda. Bună ziua tuturor, excelență, distinse doamne, distinși domni. Aș vrea în primul rând să transmit felicitări
din partea Fundației Konrad Adenauer către Institutul de Politici și Reforme Europene pentru elaborarea și pentru munca depusă în crearea acestui raport alternativ de monitorizare a implementării acordului de asociere. Desigur că acesta este un efort comun și întregul proces de implementare a acordului de asociere trebuie să fie implementat și de către societatea civilă, să fie susținut și de mass media independentă și desigur cu instituțiile guvernamentale, sectorul privat, dar și alți actori. Aș dori să spun pe scurt despre obiectivele fundației Adenauer, care sunt libertatea, dreptatea și solidaritatea și practic acestea și stau la baza activității noastre în întreaga lume, dar și în Republica Moldova. Astfel implementăm programe împreună cu societatea civilă, cu instituțiile guvernamentale, cu partidele politice, dar și cu instituțiile mass media și societatea civilă, precum este IPRE, cu scopul de a promova democrația, statul de drept, deci aceste valori și priorități care sunt menționate și în cadrul acordului de asociere. Deci aș vrea să evidențiez cooperarea pe care o avem cu IPRE durează deja de mai mult de 5 ani și fundația împreună cu IPRE au scopul de a avansa cooperarea Moldovei cu Uniunea Europeană, de a avansa procesul de europenizare, dar și de implementare efectivă și sustenabilă a acordului de asociere. Aici aș vrea să menționez rolul imens pe care îl are societatea civilă într-un stat, în special în monitorizarea politicilor naționale, dar și celor locale, deoarece în special această abordare de jos în sus, cum este și numită bottom-up approach, are scopul de a evidenția realizările și constrângerile reale pe care Republica Moldova le are în procesul de implementare a agendei de reforme cheie și ceea ce ține în special de asigurarea statului de drept, de asigurarea accesului și asigurarea justiției. În timp vorbim destul de mult și despre modul în care a fost asigurat managementul crizei pandemice COVID. Dar și desigur că este imperativ să fie respectate drepturile omului, respectate acordurile, acordul de asociere, dar și prioritățile care Republica Moldova și-a asumat și în cadrul unor convenții naționale de respectare a drepturilor omului și asigurarea. Vă mulțumesc foarte mult! Sandra, mulțumim și noi foarte mult și eu îți mulțumesc pentru faptul că vorbind despre efort m-ai ajutat să trec spre partea a doua, prezentarea propriu-zisă a raportului, al celui de-a șaselea raport alternativ privind implementarea acordului de asociere și invit la rampă echipa IPRE, echipa Institutului pentru Politici și Reforme Europene. Vom începe cu Iulian Groza. Precum am mai menționat, raportul este structurat pe progrese, constrângeri și priorități. Iulian, te rog să preiai ștafeta. Mersi foarte mult, Sorina, mersi mult, Excelență, Daniela, Iuliana, Adrian. Sanda, mersi foarte mult fundației pentru sprijin și vreau într-adevăr să mulțumesc acestei gazde, Europe Cafe, pentru că am reușit reușim împreună să nu doar să comunicăm despre cum monitorizăm realizarea acordului de asociere, dar și să comunicăm despre părțile care sunt foarte importante și de multe ori uităm noi să vorbim despre ele. Și asta este despre valori. Și mă bucur că astăzi și această platformă ne oferă ocazia pentru a discuta mai mult, nu doar despre semnătatea acordului de asociere pentru Republica Moldova, dar și despre unde suntem noi în procesul de europenizare a Republicii Moldova. Sper foarte mult că astfel de evenimente și ocazii oferă și mai multă oportunitate pentru ca despre integrarea europeană, despre acordul de asociere să vorbească și mai mult, nu doar ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, așa cum și o fac și colegii de la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene sau Ministerul Economiei și societatea civilă. Sincer să vă spun, după aceste prezentări exhaustive din partea colegilor de la guvern, de la societate, din partea colegilor din partea societății civile, apropo, cu Adrian, anul trecut noi împreună am realizat acest raport și cumva și mă bucur că există această continuitate, că împreună cu Platforma Națională a Formelor Societății Civile facem acest efort comun și vreau să mulțumesc încă o dată ambasadorului pentru prezență și pentru că ne-ați găzduit. Sorina, mersi foarte mult pentru moderare. Acum
Am să întrec împreună cu colegii mei, Iulian și Stas, vom face această prezentare, care sper să nu dureze foarte mult, mai ales că foarte multe lucruri despre care am vorbit în acest raport au fost deja menționate. Este un efort, într-adevăr, cu o continuitate, început în 2015. Noi, pe parcurs, ne-am schimbat, ne-am ajustat metodologia de realizare a acestui acord. Anul curent am mers pe calea pe care am adoptat-o anul trecut, să vorbim despre progrese, despre constrângeri și să încercăm să formulăm priorități pe termen scurt și mediu în realizarea prevederilor acordului de asociere, dar și în general în tot ce ține dialogul nostru cu Uniunea Europeană. Acest raport este elaborat în baza analizelor pe care le-am realizat noi, analizelor rapoartelor guvernului, ministerelor, Comisiei Europene, Parlamentul European, dar și altor rapoarte alternative care au fost realizate între timp. Am realizat mai multe discuții cu factorii de decizii în guvern, în special mulțumesc foarte mult colegilor la Ministerul Afacerilor Externe și de Europene, Ministerul Economiei, altor autorități care ne-au oferit informații suplimentare. Am avut ocazia să validăm sau să revizuim prevederile acestui raport înainte de prezentarea acestui eveniment public. În acest raport, vă spuneam, ne orientăm pe ultimul an de implementare. Punctul de referință pentru noi este 1 septembrie 2014, când am început să punem în aplicare acordul de asociere, respectiv acum prezentăm ultimul an de implementare. Și raportul încearcă să vină cu constatări cu privire la principalele capitole care sunt prezente în acordul de asociere, sunt 5 capitole, dialogul politic și reforme, libertate, securitate și justiție, cooperare economică sectorială, DCFT, asistența financiară și control antifraudă. Vorbind de principalele constatări pe care le putem menționa noi astăzi, este că noi am constatat un progres în acele domenii în care a existat un efort suplimentar din partea autorităților, condiționat de suportul direct bugetar, de asistența macrofinanciară sau de alte cerințe pe care le-a formulat în dialog cu Republica Moldova, Uniunea Europeană. Deci aici am observat că există o dinamică bună, există un efort consolidat și practic acest lucru confirmă acest principiu de condiționalitate strictă și inteligentă pe care îl aplică Uniunea Europeană în raport cu o asistență pe care o oferă Republicii Moldova. Constatarea generală a noastră este că Republica Moldova continuă să beneficieze de, nu doar de suportul Uniunii Europene, dar și comercial, comerțul nostru este foarte puternic legat de Uniunea Europeană. Exporturile continuă să reprezinte o cotă importantă, 63%. Importurile, de asemenea, sunt în zona de 50%. Imaginea Uniunii Europene în ultima perioadă s-a îmbunătățit. Există diferite sondaje, nu doar la nivel național, dar și cele realizate de colegii noștri din facilitatea de societate civilă, parteneriatul estic, unde recent a fost publicat un sondaj de opinie privind toate cele 6 țări ale parteneriatului estic, care arată că sprijinul pentru Uniunea Europeană în Republica Moldova este în creștere. De ce? În mare parte, fiindcă Uniunea Europeană este mult mai prezentă astăzi în Republica Moldova prin programe de asistență, prin descentralizarea asistenței, diversificarea ei, reorientarea ei și iată, acest centru este un alt exemplu unde vedem că asistența UE pentru Republica Moldova nu este direcționată doar prin intermediul guvernului, dar merge și la nivel direct, ceea ce predică și în percepția cetățenilor în raport cu suportul pe care îl oferă Uniunea Europeană. Vorbind despre raportul propriu-zis și procesul de implementare a acordului de asociere, trebuie să menționăm că una dintre constrângeri în procesul de evaluare pe care l-am avut noi, dar și probabil în partea de implementare, ține de faptul că anul curent, în anul 2020, nu a existat un nou document de planificare de politici de implementare acordului de asociere. Practic, eforturile guvernului s-au direcționat pe realizarea activităților evidențiate în planul de acțiune de implementare a acordului de asociere perioada 2017-2019 și, cum spuneam, un efort dedicat a fost pe acele cerințe generale sau condiționalități de care a fost legată și asistența Uniunii Europene. La nivel de priorități, pe termen scurt și mediu,
lucru care a menționat și doamna Daniela Cujba. Sunt câteva și cred că ele sunt importante. În primul rând ține de procesul de negociere a unei noi agende de asociere cu Uniunea Europeană, proces care a început la moment în dialog cu Republica Moldova. Respectiv, imediat ce vor fi setate prioritățile pe dimensiunea bilaterală, se va procede și la elaborarea planului național de implementare a acestor priorități. Un alt aspect de referință ține de cele priorități care sunt în proces de discuții, de elaborare, livrabile post-20-lea parteneriatului estic. Moldova este parte din acest format și sigur că dimensiunea respectivă va fi importantă în exercițiul de planificare, identificarea priorităților. Considerăm noi că aceste oportunități sunt importante pentru a oferi Republicii Moldova o ocazie pentru resetarea agendei europene, dialogului bilateral cu Uniunea Europeană și statele membre, ceea ce sperăm noi că va contribui și mai mult la efortul de implementare la nivel național. Eu mă să mă refer pe scurt la dimensiunea dialogului politic și reforme, este titlul 2 din acordul de asociere. Sunt mai multe domenii care sunt reflectate în acest titlu. Am să remarc câteva din ele. Colegii mei mă vor completa deja cu aspectele mai dedicate din celelalte titluri. Vorbind de dialogul politic propriu-zis, evident că pe parcursul acestui an, evaluarea noastră este una cumva mai complexă. De ce spun acest lucru? Fiindcă constatarea noastră este că acest dialog a fost puternic influențat, în primul rând, de evoluțiile politice interne. În prima jumătate a anului trecut, cumva, am vorbit despre aceste ferestre de oportunitate, reluarea asistenței financiare directe, suportul direct bugetar pentru Republica Moldova, relansarea unor procese în dialog cu Uniunea Europeană. Pe parcurs, din cauza instabilității politice interne, acest proces puțin s-a încetenit, însă la începutul anului curent, inclusiv în contextul crizei pandemice, Uniunea Europeană a fost nevoită să-și adapteze abordarea sa în dialog cu Republica Moldova, prioritizând suportul pe care l-a reorientat sau l-a dedicat Republicii Moldova în gestionarea crizei pandemice. Pe de altă parte, ce am observat noi este că, practic, dialogul politic preponderent a fost condus la nivelul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Au existat câteva interacțiuni la nivelul primului ministru, primilor miniștri, care au existat în această perioadă. La începutul anului curent, președintele Republicii Moldova a fost la Bruxelles. Dar cu precădere, practic, dialogul a fost menținut la nivelul formatelor de dialog în implementarea acordului de asociere și la nivelul Ministerului Externe. Ceea ce am observat noi este că Ministerul a încercat să-și diversifice cadrul de dialog, punând accent nu doar pe dimensiunea politică externă, dar și pe aspectele care țin de gestionarea afacerilor interne sau sănătate. Aici am observat interacțiuni ale Ministerului cu comisarii Uniunii Europene. Drepturile omului este unul dintre domeniile cheie din acest titlu, din acord. Sunt câteva evoluții bune care țin de implementarea PNADO, s-a organizat Consiliul Național pentru Drepturile Omului, însă ce am constatat noi, inclusiv din rapoartele autorităților competente la nivel național, este că numărul de plângeri care țin de respectarea drepturilor omului în Republica Moldova a crescut, numărul de cazuri în care Republica Moldova este mandată la CEDO continuă să fie unul înalt. Și sunt câteva chestiuni legate de politici, legate de convenții internaționale la care Republica Moldova trebuie să fie parte. Aici nu a existat întocmai o evoluție conform celor planificate în PNAIA. Domeniul afacerilor interne, mare parte a fost aținut de modul în care s-a gestionat situația pandemică în prima jumătate a anului curent, dar în a doua jumătate anul trecut, ce am observat este reluarea suportului de rebugetar pentru reforma poliției. La nivel de politici s-a adoptat o nouă strategie în domeniul antidrog pentru anii 2020-2027. S-a consolidat dialogul cu Europol prin focusarea pe cooperare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor. Totuși, provocarea la nivel de afaceri interne este capacitatea instituțiilor de ordine publică legată de personal și de cadrul de planificare a activităților în competență.
Prevenirea și combaterea corupției la nivel înalt, aici n-am să mă opresc foarte mult, doar am să constat că principala constrângere ține de modul în care evoluează investigarea fraudei bancare sau laundromatului. Aici nu există mari progrese, există anumite evoluții ce ține de anumite investigații, însă, spre exemplu, cazul Elon Shore rămâne să fie unul cumva simptomatic în a arăta cum funcționează inclusiv și sistemul justiției, fiindcă acest caz, spre exemplu, la moment este tergiversat deja de 3 ani de zile. Recuperarea fondurilor fraudate este o altă provocare. ARBI-ul, autoritatea competentă în recuperarea fondurilor, dar și Procuratura Generală anunță despre disponibilizarea diferitor bunuri, inclusiv bunuri infracționale, însă provocarea ține de recuperarea redusă a acestor fonduri. Sunt mai multe investigații cu privire la integritatea și funcționarul de nivel înalt. Din păcate, nu am observat în ultima perioadă anumite evoluții concludente în ce ține de investigarea a diferitor denunțuri care au vizat demnitari de rang foarte înalt, inclusiv și la nivelul șefului statului. Partea care ies în evidență pe dimensiunea dialogului politic este dimensiunea politicii externe și de securitate. Anul curent, pentru prima dată, atestăm un grad mai înalt de aliniere Republicii Moldova la declarațiile și măsurile restrictive ale Uniunii Europene, în comparație cu anii precedenți. Totuși, constatăm că Republica Moldova alege să nu să se alineze la anumite declarațiile Uniunii Europene care vizează Rusia, China și Belarus în special. Cât ține de dimensiunea securității, aici este foarte important focusarea dialogului pe chestiunea de securitate. Anul trecut vorbeam despre importanța unui dialog structurat în domeniul securității. Credem că acest aspect urmează să fie una dintre priorități ale Republicii Moldova în dialog cu Uniunea Europeană și sperăm că subiectul ăsta va fi și pe agenda înalt, mai înalt din ceea ce privește Uniunea Europeană. Cu privire la stabilitatea regională, aici vorbim mai mult despre cadrul de reglementare a conflictului transnistrian. Constatăm că au existat unele evoluții în ce ține anul trecut, în special în ce ține de reluarea negocierilor în formatul 5+2. Suportul Uniunii Europene pentru măsurile de consolidare a încrederii a continuat. Totuși, cea mai mare provocare ține de respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, subiecte care, din păcate, rămân o provocare și chiar în ultima perioadă am observat lucrul ăsta foarte cras, în modul în care persoane, cetățenii Republicii Moldova sunt sechestrați de structuri anticonstituționale pe teritoriul Republicii Moldova. Și sigur că aici este foarte important rolul pe care îl au și mediatorii în acest proces și credem că subiectul dat trebuie să revină, să fie pe agenda discuțiilor formatului de negocieri și în același timp sperăm că totuși va exista o focusare pe tot ce ține de aspectele de reglementare politică a acestui conflict, fiindcă deocamdată pe acest aspect nu există evoluție, deși anul trecut a existat și o declarație a Consiliului de Miniștri OSCE care a reconfirmat principiile fundamentale de reglementare acestui conflict. Am să transmit microfonul lui Iulian și am să te rog să vorbești despre partea de justiție, stat de drept și... Mulțumesc, Iulian. Iulian Rusu. Alt Iulian de la Ipre. Am să fiu și eu suficient de concis în prezentări pentru a oferi mai mult timp pentru dezbateri. Întâi de toate vorbim despre aspectul legat de regimul străinilor și integrarea lor. Deci, pe parcursul anului trecut, septembrie și în cadrul acestui an, am avut mai multe evoluții. A fost completat cadrul de politici și legislație pe acest domeniu pentru o integrare mai ușoară a străinilor, dar și pentru legat de regimul de ședere. Reglementarea controversată care a fost aprobată mai mulți ani în urmă, ce ține de așa numită cetățenie prin investiții, în final a fost abrogată de Parlament, este vorba despre vara acestui an. Și pe aspectul de liberalizare a regimului de vize am înregistrat o creștere constantă a cifrei
Deci un număr de 2,3 milioane de cetățeni care au călătorit în UE în baza pașapoartelor biometrice și un număr de călătorii în total trecut de 6 milioane. Deci, respectiv, o medie de cel puțin 3 călătorii per cetățean pe teritoriul Uniunii Europene fără regim de vize. În același timp, pe aspectul legat de respectarea mecanismul de suspendare a regimului de vize. Comisia Europeană în continuare a apreciat efortul Republicii Moldova, dar a constatat în continuare o problemă legată de solicitările nefondate de azil din partea cetățenilor Republicii Moldova, deși această cifră este comparativ mică cu alte state din regiune. Oricum, acest aspect nefericit de abuz a regimului liberalizat de vize este accentuat în raportul Comisiei. Deci, la momentul actual discutăm și despre extinderea mandatului misiunii Uniunii Europene de asistență la hotarul Moldou-Ucrainean și pe partea de, în special pe partea de justiție, ținând de modalitatea în care inspecția judiciară și inspecția procurorilor și exercită mandatul pentru ca să sancționeze adecvat abuzurile din partea profesioniștilor din sectorul justiției. Cea mai mare provocare pe domeniul supremației legii rămâne în continuare inițiativele controversate ținând de funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, ceea ce am constatat noi pe parcursul, în special sfârșitul anului trecut, începutul acestui an, sunt, după cum s-a exprimat și excelența sa, modificările succesive la legislația ținând de funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, probleme legate de modalitatea în care sunt ocupate aceste funcții de către persoanele care nu sunt judecători, modalitatea în care au fost numiți acei 4 membri în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii în luna martie acestui an, dar și aspectele legate de modificarea Constituției, iată că noi suntem la a treia încercare, iar tehnic vorbind, deja această Constituție a patra încercare, de fapt, ultima înregistrare a modificării constituționale promovată de guvern. În contextul în care există poziții din partea Comisiei de la Veneția, dar și există constatările Curții Constituționale recente din 22 septembrie, este esențial să se ajusteze proiectul de lege pentru a corespunde acestor criterii, iar poate clarificări suplimentare sunt necesare, în special pe partea de deblocare a mecanismului de vot de 3/5 a membrilor nejudecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sau alte aspecte legate de transparența funcționării Consiliului Superior al Magistraturii. Avem un progres legat de dezvoltarea unui nou document de planificare strategică în sectorul justiției. Este vorba despre proiectul strategiei pentru asigurarea independenței și integrității în sectorul justiției. Cu toate acestea, trebuie să atenționăm asupra faptului că mecanismul actual de control a integrității și a stilului de viață a actorilor din sectorul justiției rămâne în continuare o provocare. Modalitatea în care sunt verificate averile, mecanismele care sunt puse la utilizarea de către ANI sau de către Procuratura Anticorupție pentru a verifica și a sancționa efectiv actorii care nu corespund veniturilor legale cu averea pe care o dețin sau cu stilul de viață pe care îl au. Deci toate acestea necesită o ajustare importantă. Printre propunerile pe care le-a promovat IPRE în anii trecuți și în cadrul și în acest an, este promovarea foarte focusată și atentă în același timp a unui mecanism de evaluare extraordinară a actorilor din sectorul justiției, care include cel puțin judecătorii, procurorii, ofițerii de urmărire penală, deci persoanele cu funcție de conducere în cadrul acestei structuri. Ce este deranjant în acest an este că noi am văzut promovări de persoane care sunt cu trecut controversat la funcții de conducere din cadrul Curții Supreme de Justiție sau din cadrul Curții de Apel Chișinău. Un element îngrijorător în modalitatea în care funcționează Consiliul Superior al Magistraturii.
Un ultim aspect care este foarte recent legat de legislația de prevenire și combaterea spălării banilor este inițiativă legislativă promovată Fulger în Parlament, care a fost deja votată de Parlament în prima lectură, de fapt în aceeași zi, cu ziua când a fost aprobat de guvern, modificări la mai multe legi, inclusiv codul de executare, dar și legea privind prevenirea și combaterea spălării banilor, care limitează semnificativ mecanismul de urmărire a activelor provenite din activitate infracțională și sunt legate de definirea termenului de beneficiar efectiv. Deci este esențial ca acest proiect de lege să fie imediat retras de pe ordinea de zi a Parlamentului, să fie revizuit, înțelegem că există o problemă de aplicare a legii în practică de către instanțele de judecată, iar cea mai bună cale este să revenim la mecanismul de tehnică legislativă cu asigurarea transparenței în procesul decizional. Am să îl rog pe Stas să reia titlul 4, după care am să revin scurt la titlul 5. Mulțumesc mult, Iulian! Ca și în anii precedenți, la evaluarea titlului 4, atestăm un progres moderent aferent moderat în domeniul cooperării sectoriale al Uniunii Europene și Republicii Moldova. Deși au fost obținute anumite progrese la capitole pe care le-am analizat, totodată unele inițiative fie nu au fost implementate până la urmă sau procesul de implementare nu a fost exact așa cum a fost planificat inițial. Deci, în domeniul reformei administrației publice, guvernul a aprobat un nou regulament de aprobare a documentelor de planificare strategică și, din punctul nostru de vedere, acest document ar trebui să reducă inflația de documente de planificare care există la momentul actual și ar trebui să crească calitatea documentelor de politici în perioada următoare. Dar restanța majoră la acest domeniu se referă la reforma teritorială administrativă care nu a fost implementată în această perioadă. În domeniul gestionării finanțelor publice observăm că tendința și în acest an s-a păstrat tendința de bună disciplină de aprobare a documentelor bugetare. Totodată se organizează și mai multe consultări, dar provocarea majoră în acest domeniu și constă în participare redusă a cetățenilor și societății civile, în general, în procesul de elaborare a bugetului, atât la nivel național, cât și la nivel local. Iar acest lucru este confirmat inclusiv și de către rapoartele internaționale elaborate în acest domeniu. Și așa cum a menționat și domnul Lupușor, de exemplu, una dintre filozofiile acordului de asociere este creșterea acestei transparențe și participării cetățenilor în elaborarea acestor documente extrem de importante pentru țară. În domeniul cooperării în sectorul energetic, putem să menționăm finalizarea construcției gazoductului Ungheni-Chișinău. Agenția pentru Eficiență Energetică a ajuns la vârsta de 10 ani și au fost ratificate mai multe acorduri de finanțare externă pentru implementarea proiectelor din domeniul energetic. Totodată, în premieră, Moldova Gaz a început înmagazinarea gazelor naturale în Ucraina prin intermediul tronsonului transbalcanic. Acesta este un lucru extrem de benefic pentru creșterea securității energetice a Republicii Moldova, în special în perioada rece a anului. În domeniul transporturilor este binevenit continuarea dezvoltării infrastructurii rutiere, în mod special prin punerea unui accent deosebit pe creșterea siguranței și securității rutiere, dar totodată, conform rapoartele care sunt elaborate în aceste domenii, persistă o calitate joasă a reabilitărilor infrastructurii rutiere și atestăm un anumit clientelism politic atunci când se iau aceste decizii de finanțare a unor proiecte de infrastructură rutieră. În domeniul protecției mediului, din nou observăm că, deși există un cadru normativ și cadru de politici destul de bine pus la punct, totodată nu se observă anumite rezultate tangibile și, în mod special, de exemplu, putem să menționăm gestionarea deșeurilor, care la momentul actual reprezintă o provocare majoră, atât
în special, de exemplu, pentru autoritățile din municipiul Chișinău. Și totodată, prevederile de protecție ale mediului nu sunt întotdeauna integrate în toate celelalte politici sectoriale. De exemplu, până la momentul actual, așa și nu a mai fost aprobat nou regulament cu privire la inspecția tehnică periodică, care ar înăspri și ar stabili standarde de protecție mai înalte a mediului și un nivel de emisii maxim admisibil mai ridicat, astfel încât să reducem numărul de mașini poluante care circulă astăzi pe teritoriul Republicii Moldova. Și totodată nu există un mecanism foarte clar și transparent de alocare a surselor financiare din Fondul Ecologic Național. În domeniul sănătății publice, aș vrea să menționez faptul că ajutorul partenerilor de dezvoltare a fost crucial pentru susținerea sistemului de sănătate publică. Totodată salutăm semnarea acordului, memorandumului de înțelegere și acordul de cooperare între Agenția Medicamentului din Republica Moldova și România, în mod special pentru facilitarea obținerilor medicamentelor necesare pentru tratarea persoanelor care au fost infectate de noul virus. Și tot în acest domeniu putem să menționăm și inițiativa bună de a majora salariile lucrătorilor medicali, dar totodată considerăm că pandemia a arătat reziliența slabă și capacitatea redusă a sistemului de sănătate publică în gestionarea situațiilor unor asemenea situații de criză, ceea ce ar însemna că în perioada următoare, în mod special, calitatea infrastructurii spitalelor din afara capitalei ar trebui să devină o prioritate. În domeniul mass mediei au fost înregistrate progrese limitate și deja s-a discutat aici la acest aspect, adică acțiunile implementate nu au rezolvat cele două probleme majore care sunt an de an constatate atât de rapoartele noastre cât și de rapoartele internaționale, și discutăm despre libertatea mass media și soluționarea problemei monopolului în domeniul publicității. Și în ultimul rând aș vrea să menționez și aspectul de cooperare în domeniul cu societatea civilă. A fost aprobată în sfârșit, într-un final, nouă lege privind organizațiile necomerciale, însă dinamica relației dintre societatea civilă și autorități rămâne una destul de tensionată și această tensiune a fost exacerbat acum și în contextul alegerilor prezidențiale, ceea ce este un lucru mai puțin favorabil în contextul în care atât autoritățile cât și societatea civilă ar trebui să fie cele mai interesate în organizarea unui sistem, unor alegeri libere și corecte, astfel încât să putem să continuăm procesul de implementare a acordului de asociere. Mulțumesc, Iulian. Mulțumesc, Stas. Acesta a fost Stanislav Ghilețchi, încă unul din membrii echipei de autori. Am să mă refer puțin pe aspectul de zonă de liber schimb aprofundat și cuprinzător. Deci datele de 63% versus 50% exporturi-importuri cu Uniunea Europeană sunt datele preliminare pentru cele 7 luni ale anului 2020. Deci aceste date ar putea să se mai schimbe pe parcurs. Ce am înregistrat, un progres pe care l-am înregistrat în acest an este actualizarea anexei 15C din acordul de asociere, care presupune alte contingente tarifare pentru unele produse, dar se măresc și cotele pentru produsele care sunt supuse mecanismului contraeludării. Aspectele negative legate de comerț, cele mai importante sunt legate de impactul negativ al pandemiei, dar și seceta care s-a confruntat, în special în lunile de vară, Republica Moldova. Acești doi factori ar putea să diminueze rata de exporturi a Republicii Moldova către statele membre UE. Cu toate acestea, noi am observat o scădere mai mică a exporturilor în statele membre UE, comparativ cu alte state ale lumii, ce iarăși confirmă că zona de liber schimb a acționat ca un diminuator al impactului negativ și a reușit să asigure cel puțin parțial stabilitatea afacerilor din Republica Moldova. Un element foarte important care urmează încă a fi negociat, deci finalizat negocierea și semnarea, precum și intrarea în vigoare, este acordul privind
evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale. Un aspect esențial al acestui acord, de fapt, ne permite să recunoaștem reciproc produsele care o să fie deja din categoria produselor industriale. Deci un imbold important pentru a crea locuri de muncă și a diversifica sectoarele de afaceri din Republica Moldova orientate spre export. Constatăm o problemă importantă legată de categoriile de produse care sunt exportate în UE, deci pe partea de produse agricole, după cum a menționat și Adrian. Problema noastră este rata joasă de profitabilitate a produselor pe care le exportăm și asta cel mai probabil se datorează la doi factori. Prima ține de standardele de calitate pe care noi le-am preluat deja, le-am transpus, însă sarcina mare pentru a le transpune pusă față de antreprenori. Și un al doilea aspect sunt investițiile necesare pentru a produce, pentru a prezenta produse procesate cu un grad mai sporit de profitabilitate. Nu am reușit să punem în funcțiune exportul de produse de origine animală în continuare, deși a fost setat de acțiuni în acest sens. Sunt o serie de progrese pe partea de vămuire, inclusiv pe procesele electronice, deci utilizarea tehnologiilor informaționale. Există suport care vine prin programul transfrontalier România-Moldova pentru a reabilita infrastructura mai multor puncte de trecere de bunuri și de persoane. Și pe sectorul financiar constatăm o consolidare a independenței BNM pe partea ce ține de reglementarea și a sectorului financiar nebancar. De altă parte, constatăm acțiuni nu tocmai fericite din partea exponenților politici care încerc să reducă din independența băncii naționale. Acțiunile în acest an care au fost legate și de transferul unei părți din profitul generat de BNM pentru a stinge datoria care a fost aprobată prin reglementări anterioare, ce este generată de frauda bancară. Deci astfel de instrumente urmează să nu mai fie aplicate. De fapt, Banca Națională, ca regulator, trebuie să îi ofere independența necesară pentru ca să gestioneze adecvat sectorul financiar bancar. Un element foarte important legat de reglementarea actorilor financiari nebancari este că totuși există o diferențiere între regulile de prudență și cerințele care sunt puse pentru unii și pentru alții actori, mai ales că noi constatăm din baza datelor statistice că deja o treime din populația țării, populația activă cu care poate fi implicată în activități economice, deja deține un credit. Este important ca această reglementare să fie în continuare foarte prudentă pentru ca să evităm abuzurile, în special pe partea ce ține de servicii financiare. Consiliul Concurenței a examinat două domenii importante, ține de publicitatea și în domeniul audiovizual și prețurile la carburanți. Cu toate acestea, constatăm că hotărârea Consiliului Concurenței ține de domeniul publicității nu a constatat încălcarea legislației respective de către unul dintre actori care a fost presupus ca fiind partea unui cartel, în special în anii 2017-2018, pe setarea prețurilor la publicitate. Iar aplicarea amenzii de 1,85 milioane lei pentru încălcările pe care le-a comis celălalt actor, noi vorbim despre două case de publicitate care dețin cote esențiale pe această piață, demonstrează încă o dată că sectorul respectiv necesită abordări mult mai complexe, întrucât veniturile de pe piața publicității sunt, de fapt, unicele surse de finanțare pentru mass media independentă. Deci, pe acest domeniu, în continuare, este necesar efort pentru ca să asigurăm ca mass media noastră să poată să acționeze independent și există și independența editorială despre care discutăm de mai multă vreme. Nu în ultimul rând, după 6 ani de la implementarea acordului de asociere, așteptăm, deci o misiune a fost inițiată pentru a evalua ex post impactul zonei de liber schimb aprofundat și cuprinzător
în partea de acord de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Și vom vedea care vor fi rezultatele acestei analize. Vă mulțumesc pentru atenție. Mersi, Iulian. Și eu am să închei cu titlul 6. Am să remarc doar că în acest domeniu Uniunea Europeană rămâne să fie unul dintre partenerii principali de dezvoltare a Republicii Moldova. Aici s-a observat o dinamică, în special în a doua jumătate anului trecut, cu ocazia reluării suportului direct bugetar, reluării asistenței macrofinanciare și important este că s-a reușit îndeplinirea celor cerințe generale stabilite la începutul anului curent pentru valorificarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii Europene. Problema totuși este că Moldova a ratat să valorifice plenar programul de asistență macrofinanciară convenit în 2017, ratând termenii de valorificare acestui acord și nereușind îndeplinirea condițiilor stabilite de memorandumul de înțelegere în termenii respectivi stabiliți. Pe de altă parte, știm că cooperarea în acest domeniu între Republica Moldova și Uniunea Europeană a continuat și lucrul ăsta s-a observat în contextul situației pandemice. La solicitarea Guvernului, Uniunea Europeană a reacționat prompt și dincolo de cadrul de reorientare a suportului pentru Republica Moldova, a reușit să și reacționeze în cadrul programului Team Europe mai extins, prin acordarea unui suport macrofinanciar de urgență, așa numitul Omnibus. Acest memorandum și acordul de finanțare, acordul de creditare a fost semnat și a fost și ratificat între timp. Acum urmează Republica Moldova să obțină prima tranșă din acest fond de acest program de 100 de milioane de euro. În același timp, cea de-a doua tranșă este condiționată de alte 6 condiții prestabilite. Două din ele vizează și sectoare care țin de componenta de antifraudă și control, în mare parte cele care țin de creșterea eficienței Autorității Naționale de Integritate în evaluarea reală a bunurilor și intereselor declarate de către demnitari și funcționari publici. Și partea a doua, de asemenea importantă, cea care ține de domeniul de recuperare a fondurilor, a bunurilor fraudate. Aici vă spuneam în prima parte a prezentării despre faptul că principala provocare ține de procesul de recuperare a fondurilor, atât la nivel național cât și la nivel internațional. Aici există două condiții în aceste 6, incluse în programul de asistență macrofinanciară Omnibus, cea de-a doua care vizează deja procesul de consolidare a procesului de recuperare a fondurilor, inclusiv prin actualizarea strategiei de recuperare a fondurilor din frauda bancară. Și vorbind de viitor, sigur că există deja și de discuții și sperăm noi ca să se urgenteze procesul de actualizare și de aprobare a unei strategii mai mari care ține de recuperarea bunurilor infracționale. Asta pe scurt din ce am reușit noi în aceste 30 de minute să reflectăm principalele constatări generale ale raportului alternativ. Raportul alternativ va fi în scurt timp online și sperăm că veți avea ocazia să vedeți mai multe detalii. Efortul nostru a fost unul complex și de fapt am încercat să oferim o imagine de ansamblu pe principalele capitole din titlurile evaluate din acordul de asociere, prezentând această sinteză a progreselor, a constrângerilor și priorităților sau un set de recomandări formate sub formă de priorități, care sperăm noi că se vor regăsi pe agenda de planificare la nivel național în Republica Moldova, dar și atunci când Republica Moldova va actualiza noua agenda de asociere. Asta a fost deocamdată. Dacă există alte intervenții, poate colegii de pe Zoom, cei care ne urmăresc acum ar avea anumite întrebări sau ar vrea să facă anumite comentarii, adică vă invit să faceți acest lucru. Altfel, Sorina, ai microfonul pentru moderare mai departe, te rog. Mulțumesc, Iulian. Eu aș vrea să vin cu două mențiuni. Prima, în această echipă de autori există și două autoare,
Este vorba de Victoria Nemerenko și de Mariana Platon. Le salutăm, chiar dacă nu sunt exact aici în panel. Așa cum s-a mai menționat, 40 de pagini, dar munca este 40 și, dar munca este enormă și eu pot afirma că și a doua mențiune ține de faptul că sondajul la care a făcut referire Iulian și care arată o creștere a sprijinului cetățenilor Republicii Moldova pentru Uniunea Europeană a fost realizată înainte de explozia asta pandemică, ceea ce înseamnă că lucrurile deja mergeau mai bine, ca să citez un clasic în viață, și sunt convinsă că după efortul și după prezența enormă a Uniunii Europene din această din primăvara trecută și din vara care a trecut, în contextul inițiativei Solidar pentru Sănătate, echipa Europa, țările membre care au venit zilnic, practic, cu ajutoare pentru cetățenii Republicii Moldova, sistemul sanitar, spitale, centre de sănătate, inevitabil lucrurile trebuie să fie și mai bune, cel puțin în acest sens. Vreau să le întreb pe fete dacă există întrebări. Victoria? Întrebări? Nu există deocamdată, nu există întrebări. Noi suntem într-o mică întârziere, dar ca orice moldovean care se respectă, mai luăm sfertul academic, îl luăm la coadă. În tot cazul, eu aș vrea să le întreb pe reprezentantele celor două ministere, pe doamna Cujbă și pe doamna Drăgălin, cum practic ați putea să valorificați munca acestor tineri din societatea civilă care au făcut o sinteză și acum dumneavoastră ar trebui cumva să o valorificați la modul practic. Mulțumesc pentru întrebare, Sorina. Noi cred că colegii vor fi de acord de la IPRE că suntem în proces de valorificare. Avem o comunicare foarte bună cu IPRE stabilită de-a lungul anilor, în virtutea mai multor circunstanțe, toate pozitive și benefice acestei cooperări. Această cooperare se extinde și către platforma națională a societății civile cu care lucrăm în contextul implementării acordului de asociere, dar și într-un context mai larg, atunci când vorbim aspect la care s-a referit și domnul ambasador Mihalco, la cooperarea cu Forumul Societății Civile din cadrul parteneriatului estic. Prima ocazie pe care o vom avea pentru a vedea cum putem valorifica activitatea colegilor va fi anume negocierea agendei de asociere și ulterior integrarea componentelor agendei de asociere în Planul Național de Implementare a Acordului de Asociere. Vom organiza consultări tradiționale cu societatea civilă și sunt sigură că colegii prezenți aici, dar și ceilalți pe care nu i-o de mai astăzi, vor veni cu propuneri interesante, utile, unele din ele deja regăsindu-se în acest raport. Apropo de noul plan, în anul acesta am convenit să avem o perioadă de tranziție, având în vedere întârzierea în elaborarea agendei de asociere, a fost prelungită implementarea celei agendei de asociere anterioare, 2017-2019, ori noi continuăm monitorizarea acțiunilor din agenda precedentă, dar și din Planul Național de Acțiuni precedent, prin intermediul unui calendar intern elaborat împreună cu toate instituțiile vizate și observăm că fiecare săptămână, încet, încet, reușim să recuperăm din restanță, să reducem din volumul rămas nerealizat, astfel încât să putem să stabilim prin intermediul agendei de asociere noi priorități care să ne deschidă noi posibilități de cooperare cu Uniunea Europeană, dar și să ne ajute să rezolvăm și să depășim acele probleme și deficiențe pe care le mai avem și care sunt partea dialogului nostru cu Uniunea Europeană, unele dintre ele menționate și în acest raport, un dialog care a continuat în pofida situației complicate determinate de pandemia COVID-19. Avem și anumite progrese, spre exemplu, am apreciat deschiderea Uniunii Europene de a accepta inițiativa Republicii Moldova și de a ne oferi posibilitatea să devenim observator în Comitetul pentru al UE pentru siguranță în domeniul sănătății. Foarte important anume în acest an și este o manifestare în plus a solidarității despre care
Uniunii Europene pentru partenerii săi și în cazul dat Republica Moldova. De asemenea, am consolidat și cooperarea cu ECDC în contextul schimbului de informații referitor la aspectele de combatere a pandemiei, că suntem pe ultima etapă a finalizării acceptării Republicii Moldova cu statut de observator la rețeaua europeană a migrației, ceea ce ne va oferi încă un instrument pentru a consolida cooperarea cu Uniunea Europeană în contextul gestionării migrației și azilului, nu în ultimul rând, pentru a realiza mai bine și mai eficient recomandările Uniunii Europene în contextul monitorizării aplicării mecanismului liberalizat de vize cu Uniunea Europeană, dar și o serie de alte aspecte la care eventual ar putea să se referă și Iuliana, pentru că ele țin de zona de liber schimb, complex și cuprinzător, și nu în ultimul rând, inclusiv în contextul referințelor lui Adrian Lupușor la necesitatea diversificării produselor cu valoare adăugată pentru a valorifica mai bine zona de liber schimb cu Uniunea Europeană, este înalt apreciat și deosebit de importantă asistența acordată de Uniunea Europeană întreprinderilor mici și mijlocii, start-up-urilor, cea care este în curs de desfășurare, cea care va veni să ne ajute să facem față efectelor negative ale pandemiei asupra mediului de afaceri, inclusiv prin instrumentele de creditare care vor fi aplicate prin Banca Europeană de Investiții, de exemplu, dar și viitoarele programe de asistență pe care așteptăm să le discutăm în timpul cel mai apropiat, după ce va fi definitivate și cadrul financiar multianual al Uniunii Europene și ulterior stabilite prioritățile noilor instrumente de finanțare pentru țările din parteneriatul estic. Deci, evident că dialogul nostru cu societatea civilă este unul prietenos și lucrăm foarte bine la capitolul ceea ce ține mai ales de implementarea acordului de asociere pe diferite sectoare care sunt gestionate de Ministerul Economiei și Infrastructurii, dar cum a fost menționat, implementarea acordului de asociere trebuie privit în complex. Chiar și din prezentarea care am audiat-o, am văzut că la unele capitole aceasta are o rată de implementare mai mare, la alte capitole destul de moderată, însă cu certitudine este că dacă mă refer la sectoarele pe care le gestionează Ministerul Economiei și Infrastructurii, există, cum au menționat și Adrian și Iuliana, există loc de mai bine, sunt multe oportunități nevalorificate încă, care ar da plus valoare dezvoltării, ca de exemplu sectorului IMM-urilor sau business-ului. Printre realizările pozitive, mărirea contingentelor tarifare, dar aș vrea să menționez că mai este și o poziție, poziția de cireșe care ne-a fost oferită de către Uniunea Europeană, produs care nu a fost anterior liberalizat sau în categoria produselor liberalizate. Pardon. Dar, cu părere de rău, rămân încă a fi nevalorificate. Probabil un impediment a fost și pandemia în care, sau criza pandemică în care ne aflăm. Dar noi nu am stat pe loc, elaborarea programelor de susținere pentru domeniul IMM-urilor, ca internaționalizarea, digitalizarea, iarăși cu suportul Uniunii Europene, va face ca și va da posibilitatea întreprinderilor să-și dezvolte produsul, să-l facă vizibil prin digitalizarea afacerilor lor, precum și să se includă în lanțurile de retailer internațional, pentru că avem produse care ar putea aduce plus valoare sau cu o valoare adăugată mult mai înaltă. Ceea ce ține de sectorul
de sectorul sau de domeniul infrastructurii calității, suntem în proces de negociere a acordului ACA, s-au identificat iarăși cu experții Uniunii Europene și cu suportul, s-au identificat domeniile, acum suntem în proces de negociere, sperăm ca să până la fine deja să avem un acord negociat, să-l semnăm, asta va facilita accesul la cele două domenii de produse care le-am identificat mai ușor pe piața externă. La domeniul transport, o mare parte din acțiunile care au fost incluse în acord care trebuiau să fie realizate țin de adoptarea codului transportului feroviar, care acum se află în Parlament. A rămas o singură comisie, Comisia Buget, Economie și Finanțe. Sperăm ca să o trecem, ca să fie adoptat și atunci. Deci, multe acțiuni se vor pune pe rol și sper ca o parte din acest capitol sau din nerealizările acestui capitol o să fie în sfârșit aduse la bun sfârșit. Domeniul energetic, și este bine să menționăm finalizarea construcției gazoductului Ungheni-Chișinău, aceasta este o acțiune foarte importantă în asigurarea securității energetice și deja și legea care trebuie să vină în sau în transpunerea directivei Uniunii Europene, legea cu privire la minimele de petrol, deja este în faza finală, mai avem nevoie de o lună pentru retușare și deci la acest capitol, iarăși acolo unde am avut impedimente, o să reușim să avem și să facem câțiva pași înainte. Evident că Ministerul Economiei și Infrastructurii va continua implementarea angajărilor ce derive din acordul de asociere DCFTA. În acest sens, mizăm mult pe contribuția și susținerea societății civile, mai ales într-o identificare a deficiențelor cu care se confruntă mediul de afaceri și viziunea acestor vis-a-vis de acțiunile care urmează a fi implementate de instituțiile statului. Cu certitudine vom lua în considerare propunerile generate pentru a continua ferm parcursul european pentru dezvoltarea prosperă a Republicii Moldova. Mulțumim, Iuliana. Sfertul academic a expirat și acum o să fiu moderatoarea dură și o să rog două cuvinte de încheiere, două intervenții, domnul ambasador Peter Mihalcu, vă rog, și după care Iulian Groza și cu aceasta vom pune punct. Vă rog, domnule. Nu se aude. Mulțumesc. Și susținător foarte, foarte mare. Deci în locul de încheiere, eu aș spune care dorințe am avea pentru conferința voastră de anul viitor, de 2021, când eu probabil nu mai voi fi participant pentru că o să-mi închei mandatul, dar sunt sigur că sunt foarte multe posibilități și șanse pentru Republica Moldova de a se folosește de acordul de asociere pentru a îmbunătăți viața cetățenilor săi. În primul rând, eu aș vrea să doresc cetățenilor Republicii Moldova că să-și vadă că legitimitatea puterii politice vine doar de la ei prin alegeri și nu ca urmare a unor interese particulare și ascunse. Și asta vor și toți parteneri Republicii Moldova. Ca să-și vadă cetățeni că ei sunt stăpâni în țara lor. Eu aș vrea să doresc să vedem cel puțin o reformă semnificativă în domeniul justiției. Ce înseamnă neapărat adoptarea amendamentelor constituționale?
și nu în cele din urmă ca investigarea și urmărirea penală a fraudelor bancare, că să fie adecvată și cei care au orchestrat sau beneficiat de această crimă sunt pedepsiți. Iar dacă acest lucru este prea ambițios într-un an, măcar un caz de corupție la nivel înalt care prezintă un interes larg pentru public să ajungă în instanță într-un mod în care nu sunt suspiciuni, că sunt protejați politicieni, judecători sau procurori corupți. Eu aș vrea să doresc cetățenilor Republicii Moldova că să vadă că pot să beneficiază și mai mult de șansele, de oportunitățile care sunt create de către acordul de asociere și acordul de liber schimb. Cu mai mult export, că să fie mai bogați. Mai bogați în salarii, cu mai bune locuri de muncă, cu mai multe investiții care vor fi atrase pentru că justiția nu le va alunga, dar ele se vor simți sigur în Republica Moldova. Și ca să se folosește Republica Moldova de șansa care vine în acest cadru financiar curent, actual. Republica Moldova a fost printre parteneri cu cel mai înalt nivel de finanțare din partea Uniunii Europene pe cap de locuitor. Este important ca același șansă să fie folosită și în acest cadru financiar care vine, care acum se formează în Uniunea Europeană. Dar asta va fi posibil numai dacă procesul de reforme va continua, ca principiul mai mult pentru mai mult este aplicat aici și chiar dacă în cadrul actual nivelul de ofertă din partea Uniunii Europene a fost înalt, Republica Moldova nu a folosit această șansă pentru că reforme nu s-au adeverit în așa cum s-a așteptat. Și mai plus, Uniunea Europeană acum va vedea probabil un program de cel mai mare dimensiune de, în dezvoltare economică din istoria omenirii. Cu pachetul care aduce la dezvoltare economică, revigorare economică după impactul pandemiei, cu în jurul de 1 milion de euro să fie folosiți de către Uniunea Europeană și țările Uniunii Europene, Republica Moldova, ca vecin, partener apropiat și cu legături strânse, trebuie să simte pozitiv efectul acestui program, acestei dezvoltare economice care va avea loc. Dar pentru asta trebuie să fie create toate oportunitățile. Și sigur că asta ar fi ceva ce oamenii în Republica Moldova își va dori. Și asta își doresc și partenerii, prietenii voștri în Uniunea Europeană. Că și pe parcursul ultimilor 6 ani, Uniunea Europeană și statele sale membre, ca echipa Europa, se angajează și pe viitor și vor să oferi beneficii tangibile cetățenilor Republicii Moldova. Și cu reforme, dar și cu aplicarea principiului condiționalității și respectul pentru statul de drept, pentru standarde democratice, împreună sper că o să vedem această dezvoltare, acest progres, pentru că împreună suntem mai puternici. Și cu asta eu vreau să mulțumesc și organizatorilor de astăzi și pentru acest raport și toate eforturile care se fac în susținerea drumului european Republicii Moldova. Domnule Mihalcu, noi sperăm că dacă peste un an nu veți fi în Republica Moldova, ne veți urmări online și vă veți bucura pentru Republica Moldova. Ne dorim acest lucru. Iulian? Eu doar vreau să mulțumesc încă o dată
participanților. Sorina, mersi mult pentru moderare, excelentă. Cred că nu am să spun foarte multe, dar vreau să mulțumesc echipa IPRE, partenerii noștri, Fundația CAS, Europe Cafe pentru găzduire, colegilor de la instituțiile publice care au o sarcină și mai mare decât a noastră să pună în aplicare revederile acordului de asociere, iar noi, împreună cu colegii din partea platformei naționale Forumul Societății Civile, vom continua nu doar să monitorizăm, dar și să venim cu propuneri de politici într-un cadru structurat de cooperare care să permită într-adevăr avansarea Republicii Moldova pe parcursul său european și sper eu ca despre avansare să vorbească mai mult acțiunile și sper ca despre integrarea europeană să vorbească și mai multă lume în Republica Moldova, nu doar prin prisma declarațiilor, dar prin acțiuni concrete. Și una dintre acțiuni concrete va fi cu siguranță modul în care funcționează instituțiile statului, democrația în Republica Moldova și statul de drept. Asta cred că este cea mai mare provocare a noastră și de fapt este ratarea pe care noi cred că putem să o depășim în tot ce ține de partea valorică a acordului de asociere, care necesită un efort suplimentar, nu doar din partea autorităților, decidenților politici, dar din partea noastră tuturor. Așa că ne dorim cu toții în continuare un efort continuu, iar noi vă mulțumim pentru cei care ne-ați urmărit pe Zoom, cei care ne-ați urmărit online. Raportul, cum vă spuneam, în versiunea engleză și limba română va fi publicat chiar acum pe site-ul IPRE și va fi distribuit tuturor. Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați. Mersi mult încă o dată tuturor. Să aveți o zi cât mai bună.